1038, bătut mușat în frumută pe socrusul Vladislav, regele Poloniei, cu 3000 de ruble, aproximativ 500 de kilograme de argint fin. Acesta căuta fonduri necesare continuării războaielor cu cavalerii teutoni. În schimbul sumei, Petru primește în graj Haliciu și mai apoi toată Pocuția, pentru cazul în care suma nu a fost restituită în 3 ani. Banii nu au fost înapoiați niciodată și până în 1463, Pocuția este cumpărată, răscumpărată și cedată ca moștenire de câteva ori între Lituania și Polonia. Sfârșind la 1463, când Polonia răscumpără, adunând banii printr-un impozit aplicat locuitorilor provinciei. În 1490, Ștefan cel Mare s-a simțit îndreptățit să preia regiune. Detașamentele armatei Moldovei au pătruns în Pocuția și, la 22 august, trupele lui Ștefan cel Mare ocupau Colomeia, Haliciu și asediază cetatea Sniatin, polonezii propunând negocieri în rezolvarea conflictului. Prin victoria de la Codul Cosminului, din 1498, Ștefan își întărește autoritatea, însă polonezii tergiversează tratativele și, ca urmare, în octombrie 1502, trupele Moldovei pătrund în Pocuția prin locuri neștiute de poloni. Ștefan cel Mare numește în fruntea administrației moldoveni, preia veniturile provinciei și reglementează ridicarea la oaste și, în paralel, invită partea adversă la tratative. După moartea lui Ștefan, teritoriul a fost luat înapoi de către polonezi. Petru Rareș încearcă să folosească interesul său răcirea relației dintre poartă și Polonia, ca urmare a căsătoriei dintre Sigismund, moștenitorul tronului polon, și Elisabeta de Habsburg. Sultanul nu era însă interesat să lupte în Europa pe două fronturi, fiind deja în conflict cu Habsburgii. De aceea, un conflict militar moldo-polon, în conjunctura politică de atunci, contravenea intereselor porții. În luna august 1530, Petru Rareș trimite o solie la Cracovia, cerându-i regelui să cedeze Pocuția, dar acesta a respins revendicarea domnului Moldovei. Astfel, armata Moldovei, concentrată în zona Botoșani, trece granița cu Polonia la 8 decembrie 1530. După o înaintare rapidă, cea mai mare parte a Pocuției a fost ocupată, inclusiv Colomeia și Sneatân, unde Rareș lasă o garizoană de 1400 de soldați, după care se întoarce în Suceava. În aprilie 1531, Marele Vizir Ibrahim Pașa și Sultanul Suleiman Magnificul l-au asigurat pe solul polonez că poarta dorea menținerea păcii cu Polonia. Sultanul i-a adresat personal o scrisoare regelui Sigismund în mai 1531, prin care dezaproba acțiunea lui Rareș, subliind că i-a cerut domnului moldovean nu numai să se retragă din Pocuția, ci chiar să nu mai întreprindă vreodată o acțiune împotriva Poloniei. Cum Rareș a refuzat să se conformeze poruncii sultanului, regele numește pe Ian Tarnovski, palatinul Galiției, comandantul expediției împotriva Moldovei. La 5 iulie, acesta pornește din Liov în fruntea unei armate de 6000 de soldați, dintre care 4500 de cavaleri în armuri grele, 1500 de infanteriști cu arme de foc și 12 tunuri. Ian Tarnovski alege orașul Obectin ca centrul său de operațiuni. Între 3 și 5 iunie, avangarda poloneză, circa 1600 de soldați, reușesc să recucerească Pocuția, lăsând 100 de apărători în Gvoțiec, situat la câțiva kilometri sud de Obectin. Petru Rareș trimite drept răspuns 6000 de călăreți, conduși de păcălabii de hotin și cernăuți, împotriva cetății Gvoțiec, și asediază orașul. Armata poloneză principală se mută rapid de la Obectin la Gvoțiec și îi surprinde pe moldoveni, care înregistrează pierderi masive. Între 18 și 21 iulie, moldovenii avansează cu armata principală, formată din 20.000 de călăreți, 50 de tunuri și câteva pulcuri de infanterie. Tarnovski își lasă o parte de infanterie în Gvoțiec și a executat o retragere defensivă într-o pădure la nord de Obectin, unde și-a fortificat armata în vagoane tabor legate cu lanțuri. Ca mijloc de prevenire împotriva sarjelor cavalerii lui Rareș, în exteriorul taberei a fost săpat un șanț din care ieșeau parascuțiți. Își așează artileria în trei colțuri ale taberei și o parte din infanterie o plasează lângă vagoane. Celelalte trupe ale sale, împreună cu cavaleria, le-a desfășurat în mijlocul taberei. La 22 august, Rareș ordonă primul atac pe partea stângă, unde trimite 6000 de moldoveni să captureze poziția între tabăra polonă și pădure pentru a împiedica o presupusă retragere a lui Tarnovski. În acest timp, tunurile moldovenilor au început să treacă în vagoane, dar fără prea mult succes.
În schimb, artileria poloneză a provocat mari daune în turnurile moldovenite. Tarnovski simulează o încercare de spargere a încercuirii spre pădure, un detașament de 1000 de oameni, determinându-l pe Rare să trimită întăriri în acea direcție. Restul cavaleriei poloneze a atacat repetat flancul drept al moldovenilor, forțându-l pe Rare să întărească și această poziție. Trupele polone din dreapta suferă pierderi din cauza artilerii moldovenești, care de data asta și-a ating scopul. Însă ieșirile polonezilor pe flancuri îl fac pe Rareș să-și întindă foarte mult frontul, armata moldoveană fiind practic ruptă în două. Tarnovski profită de situație și își trimite cavaleria Crea, celebrii husari înaripați, în centrul moldovenii. Husarii capturează tunurile și le întorc împotriva moldovenii. După 5 ore de lupte, rănit în două rânduri, domnul Moldovei dă semnalul retragerii. Pierderile sunt mari, circa 7000 de morți și mulți prizonieri, între care și logofotul Toader, vornicul Efrem și vameșul Verișan, în timp ce polonezii au pierdut doar 256 de oameni.